Leo de la Strehaia își dorește să se împace cu Dana Criminala. Leo de la Strehaia i-a transmis un mesaj video încă soției sale, implorând-o pe Dana Criminala să se împace cu el. Afaceristul își dorește cu orice preț să se împace cu Dana și își cere iertare față de brunetă. Leo i-a mărturisit public că o iubește, însă este convins că și ea are în continuare sentimente pentru el. Soția lui i-a fost alături în cele mai grele clipe, dar și în momentul în care a fost internat în spital, după ce a suferit una vece în spatele gratiilor. Dana, te rog frumos, iartă-mă! Vreau să ne împăcăm! Știi că eu te iubesc și nu pot să stau fără tine! știu că și tu mă iubești și dacă mă iubești cu adevărat o să te împaci cu mine. Nu contează ce spune lumea. Ce mesaje ne dau fanii la amândoi, nu contează, nu te lua după lume și hai să ne împăcăm. Vreau să vii să stai cu mine, nu vreau să vină Olga, nu vreau să vină Luci. Mama e mama până la urmă. Pe mama o iubesc și vă iubesc pe toți necondiționat și Alin. Vrea să vină să stea cu mine, dar tot așa nu l-am lăsat eu. El înțelege altfel, mama, sunt din șatră. Din cauza asta ei nu înțeleg. Dana, te rog să vii să stai cu mine. Te rog, răspunde-mi la telefon, a explicat Leo de la Strehaia, în videoclipul postat în mediul online.